Doresc să vă prezint în cele ce urmează, un pic mai pe scurt, campusul virtual ca și principala unealtă educațională folosită în cadrul eforturilor depuse de Universitatea Politehnică pentru a asigura, în măsura în care se poate, acest proces educațional trecut în ultimul an, în mare parte online. O să fac un scurt istoric, o scurtă introducere. Și pe plan personal, mi-am început cercetarea doctorală în anul 2006 prin aplicația, prin platforma Centrului de Studii în Învățământ la Distanță, precursorul campusului virtual, și prin contribuția unor mici unelte la această platformă, care, cum spunea un antevorbitor, se vede din această imagine că este specifică anului 2000, să spunem așa. Și după cum ziceam, aceasta a fost primul meu contact cu universul e-learning-ului. Însă, imediat după aceasta, am început să lucrez împreună cu colegii la dezvoltarea campusului virtual, care a fost inaugurat până la urmă în anul 2009 și a fost dedicat studenților învățământului la distanță, ca și parte a centrului de studii în învățământ la distanță la vremea respectivă, centrul de e-learning în prezent, precum și la câteva cursuri de master. La vremea respectivă s-a asigurat de asemenea suport pentru o serie de proiecte dezvoltate de centrul de e-learning și centrul multimedia, și a suferit o serie de evoluții, adaptări, astfel încât să corespundă cerințelor de la momentul respectiv. Vreau să vă prezint relativ pe scurt evoluția utilizării campusului de-a lungul timpului, observați din anul 2010 până în anul 2019, pentru că vreau apoi să vedem impactul pandemiei asupra utilizării campusului. Numărul de utilizatori a crescut în mod constant până la un anumit moment în care au început să fie generații de absolvenți, care a presupus scoaterea lor din cadrul platformei. Din acest motiv avem această scădere la un moment dat. Evoluția creării de noi cursuri însă a cunoscut o creștere continuă, liniară aproape, putem spune. Pe măsură ce noi specializări, noi cadre didactice solicitau utilizarea campusului în lucrul cu studenții. De asemenea, resursele pe care studenții le puteau accesa în cadrul acelor cursuri, în mare parte dintre ele sub formă de fișiere sau pagini web, au fost din nou îmbunătățite în mod continuu, lucru care se vede din aceste grafice. Metodele de evaluare ale studenților din cadrul platformei, țineți seama că acest lucru se întâmpla în paralel, în regim de blended learning, cu excepția învățământului la distanță, care totuși avea și întâlniri față în față, dar mare parte din activitățile didactice se întâmpla online. Se observă aici quizul de departe cea mai des utilizată și cea mai populară unealtă dintre cele care erau puse la momentul respectiv la dispoziție în cadrul platformei, însă și celelalte au fost folosite pe măsură ce erau descoperite de către cadrele didactice. Acțiunile registrate, adică orice click se înregistrează niște jurnale de acces care ne ajută pe de-o parte să evaluăm calitatea platformei sau anumitor acțiuni, dar și inclusiv puteau fi folosite de către cadrele didactice să evalueze activitatea studenților în cursurile proprii și să noteze studenții în funcție de această activitate. Deci observați că avem o creștere aproape exponențială până în anul 2018-2019. Când însă, revin la graficul numărului de utilizatori, a intervenit evenimentul de acum aproape un an, până la săptămână, când, vă rog să observați, trecerea de la număr de utilizatori nu a fost spectaculoasă, deoarece mare parte din studenții existenți aveau deja cont în cadrul platformei, însă nu aveau toate cursurile create, pentru că nu toate programele de studii la momentul respectiv aveau găzduire în cadrul platformei. Lucru pe care doresc să-l ilustrez în cele ce urmează. Acestea erau cursurile până în 2019 și în anul 2019-2020, deci acum un an, observați că s-a dublat aproape peste noapte numărul total de cursuri, deoarece întreaga activitate didactică, toate cursurile de la toate specializările din Universitatea Politehnică, s-au regăsit în mediul online cu toate cadrele didactice și studenții înrolați la acestea. Dacă e să privim evoluția resurselor, iarăși se vede această creștere liniară până în 2019, respectiv saltul destul de semnificativ la anul universitar anterior, mă rog, pe final. Țineți seama că doar a doua jumătate a anului universitar 2019-2020 s-a petrecut în întregime online. De asemenea,
Uneltele de evaluare a studenților folosite până la 2019 au cunoscut din nou un salt semnificativ. Observați cât de multe quizuri au fost implementate în cadrul platformei, pentru că lipsa activităților didactice față în față, aceasta a fost metoda principală prin care studenții au fost evaluați. Iar acțiunile înregistrate, acele clicuri, dacă ordinul de mărime aici este de 14 milioane, vă rog să observați saltul spectaculos de utilizare a platformei, care, bineînțeles, ne-a pus o serie de probleme de ordin tehnic și nu numai, și de capital uman, dacă este așa. Inclusiv proiectele, mare parte din cele menționate anterior de colegii mei, se regăsesc în cadrul platformei, în mare parte datorită faptului că deja cadrele didactice aveau conturi, mare parte din grupul rilețintă al acestor proiecte, fiind studenții, iarăși erau deja create aceste conturi și atunci avea sens ca campusul virtual să fie folosit tot pentru a sprijini activitățile de comunicare, de punere la dispoziția diferitelor resurse pe care campusul virtual le oferă. Acest lucru a presupus însă dezvoltarea și integrarea unor serii de unelte care să faciliteze învățământul. La solicitările colegilor de la diferite facultăți, în funcție de specificul facultății sau activității didactice, am dat curs solicitărilor de a integra și a instala anumite extensii, în mare parte tipuri de întrebări pentru quiz, știu eu, laboratoare de programare virtuale. S-au integrat unelte externe, cum ar fi, bineînțeles, binecunoscutul Zoom sau partea de MATLAB, care este utilizată în domeniul ingineresc, într-un larg domeniu de activități. De asemenea, a fost nevoie să dezvoltăm o serie de unelte care să ne permită gestiunea utilizatorilor cât mai facilă. Echipa noastră s-a lărgit cu sprijinul anumitor colegi de la universități care ne-au ajutat cu gestiunea numărului mare de utilizatori și în special de înrolări necesar pentru a asigura acest proces. Și cu ajutorul acestora și a uneltelor pe care le-am dezvoltat și le-am adaptat de-a lungul timpului, am reușit să facem față, spunem noi, poate nu chiar cu brio, dar am reușit să supraviețuim acestei perioade, cel puțin până acum. Însă nu doar uneltele tehnice au trebuit să fie îmbunătățite. Cadrele didactice au fost, poate unii dintre ei, aruncați, între ghilimele spus, în interiorul acestei platforme și atunci am încercat să îi sprijinim printr-o serie de tutoriale sub formă de instrucțiuni, imagini, text, inclusiv capturi de ecran cu explicații. Aceste tutoriale au fost, mare parte dintre ele, realizate de către studenții noștri prin intermediul unor resurse educaționale deschise, pe care apoi le-am integrat și în cadrul campusului, dar ele sunt disponibile și pe canalul de YouTube, deci, să spunem așa, la liber. De asemenea, studenții au avut nevoie de astfel de tutoriale și de sprijin, nu doar tutoriale de utilizare a campusului, pentru că orice nouă generație de studenți din anul întâi trebuie să se familiarizeze din nou cu platforma, însă și prin datorită specificului acestei perioade au fost secțiuni dedicate consilierii și orientării în carieră sau s-a ținut legătura cu angajații bibliotecii, respectiv activități sportive. De la pandemie de acasă au fost sprijiniți de colegii noștri de la departamentele corespunzătoare. Foarte pe scurt, cam acestea sunt lucrurile pe care am dorit să vi le prezint eu până acum.